Salut! Bine te-am regăsit la o nouă activitate dedicată elevilor din școlile și secțiile cu pedale în limba maghiară. Vom discuta astăzi despre genul și numărul substantivelor. Îți amintești jocul pe care îl jucai probabil cu doamna învățătoare? Eu zic una, tu zici multe. Să facem împreună un exercițiu avem substantivul păpușă, substantivul minge, inimă, creion și tablou. Care sunt oare formele de plural ale acestor substantive? La plural, adică mai multe, păpuși, mai multe mingi, mai multe inimi, creioane și Tablouri. Cele mai multe substantive își modifică forma în funcție de număr. Desinențele sunt acele sunete sau grupuri de sunete care, așezate la sfârșitul substantivelor, ajută la identificarea numărului. Astfel, substantivele pot fi utilizate la singular: casă, copil, minge, păpușă și la plural case, copii, mingi, popuși. Când vorbitorul de limbă maghiară folosește un substantiv ce denumește o materie și nu ceva numărabil, atunci nu l folosește la plural. În această situație, întâlnim substantive ce denumesc legume, fructe și mâncăruri. În limba română vom avea, de exemplu, mănânc morcovi, mănânc mere sau găluște. Se pot pune la plural aceste substantive atunci când exprimă noțiuni măsurabile sau uh, ca varietăți. Genul substantivelor este și el destul de interesant. Substantivele pot fi de gen masculin de gen feminin și de gen neutru un câine doi câini vom avea aici un substantiv de genul masculin o casă două case va fi la feminin iar un penar două penare va fi de gen neutru Genul și numărul substantivelor se exprimă împreună și se marchează prin acea desinență despre care vorbeam la început. Sau, prin desinență și articol, în cazul cuvântului stilourile sau creioanele. În cazul substantivelor care denumesc ființe, genul substantivului poate corespunde cu genul natural. De exemplu, vor fi la masculin substantive precum băiat, unghi, elev, cal, și la feminin substantive precum fată, elevă, soră, mamă, mătușă sau găină. Există și substantive animate, care nu sunt nici de gen feminin, nici de gen masculin, ci au gen neutru. Avem în aceste situații cuvinte precum star, model sau animal. Fiecare gen se poate recunoaște cu ajutorul unor cuvinte specifice, unul pentru singular și celălalt pentru plural. Pentru masculin vom avea un sau acest, doi sau acești, pentru feminin, o sau aceasta, două sau aceste, iar pentru neutru, un, acest, două sau aceste. Faptul că are gen neutru distinge limba română de alte limbi de origine latină, precum franceza, spaniola, portugheza, italiana, care nu au decât genurile masculin și feminin. În cele ce urmează, îți propun să exersăm puțin cele învățate împreună. Indică pentru fiecare substantiv din textul următor genul și numărul. Iați timpul necesar pentru rezolvarea acestui exercițiu. După ce ai rezolvat acest exercițiu, te poți verifica. Fericitări! A ajuns la final.